Bună, dragii mei raci, sau cei care aveți luna, soare sau ascendentul în zodia racului, da? Este citirea noastră pentru luna octombrie, este gata și o voi publica imediat după ce o interpretez. Dacă aveți o persoană dragă vouă în această zodie rac, puteți de asemenea să intrați să vedeți și rezervă luna octombrie, ca să știți cu ce o surprinde sau cum să o ajutați dacă are nevoie de voi, dragii mei. Înainte de a începe, vreau să mulțumesc tuturor care mă sprijiniți. Creștem greu, dar lent, asigur, totuși creștem și este un lucru bun. Vă mulțumesc pentru abonări, vă mulțumesc pentru comentarii care mie îmi umplu sufletul de bucurie când văd că într-adevăr fac ceva ce ajută oamenii, că asta îmi și doresc prin canalul meu. Dragii mei, vă mulțumesc, că vă iubesc și o să-mi dau toată silința să fac din ce în ce cât mai multe etalări, cât mai bune pentru voi, dragii mei, ca să ajungă acolo unde trebuie sfaturile mele. Dar să trecem la treaba noastră, dragii mei, că sunt convinsă că așteptați și eu sunt curioasă, dar eu îmi dau seama oarecum așa ce vă rezervă luna octombrie. Ca un prim mesaj pe care îl văd, cuvântul potrivit care mi-apare este o lene, o depresie, o dezamăgire, dragii mei. Deci primarea mă preotează întoarsă. Lucrurile nu sunt chiar așa frumoase pentru voi în luna octombrie, dar cu toate acestea o să aveți soluții de backup, dragii mei, ca să confruntați, să vă asigurați, să zic așa, viitorul financiar, mai ales sau profesional, găsiți alte soluții sau alte soluții de backup dacă lucrurile nu mai funcționează. Dragii mei, eu v-am spus de și acum câteva luni că trebuie să vă decideți ce mai bine pentru voi. Mulți dintre voi ați rămas în acele relații care tot nu funcționează, rămâneți în continuare, dar veți fi tentați de aventuri. Deci, un alt mesaj este vorba părților unor aventuri, dragii mei, dar și surprinzător pentru mulți dintre voi, găsiți dragostea adevărată când nici nu mai credeați, unde nu vă așteptați, cu cine nu vă așteptați, dragii mei. Ăștia sunt mesajele principale pe care le văd din cărții, ca așa, ca un prim mesaj puternic. Acum voi detalia ca să vedem, dragii mei, cu ce vă confruntați mai bine în luna octombrie. Energia generală sau cartea de bază, ca să zic așa, în lunii octombrie pentru voi este Marea Preoteasă, dar este întoarsă, da? Eu citesc cărțile și întoarse pentru că ele transmit mesaje diferite în funcție de poziția pe care o au. Nu este bine pentru voi, voi detalia imediat ce se întâmplă, dar ține tot de voi să ieșiți din situația în care sunteți la ora actuală, luna octombrie. Pe partea asta de profesional, să zic așa, carieră, job, nouă de bâte. Partea financiară, valetul de bâte. Deci, din punctul ăsta de vedere, vi se cere acțiune, vi se cere să acționați, vi se cere să nu stați așa atârnați, să luptați pentru ceea ce vă doriți, pentru convingerile dumneavoastră, să găsiți soluții dacă, unde aveți nevoie și să vă asigurați stabilitatea financiară. Mulți dintre voi o veți face prin valetul de bâte. Pe partea asta, sentimentală, carul de monede. Dragii mei, nu este cartea potrivită pentru voi. Este o carte pentru cei care doresc comunitate și lux, să zic așa, sau viață, viață lipsită de griji, da, pe care vă oferă altă persoană, dar vă veți lipsi de partea sentimentală. Deci voi decideți ce și cum. Regele de cupe este starea noastră de spirit, interiorul dumneavoastră, sănătate și ceea ce vă ține de sufletul dumneavoastră, ca să zic așa. Să trecem la interpretări. Marea Împreoteasă, dragii mei. Deci fac aceste citiri, aceasta în funcție de cum simt. Deși am un vibe destul de scăzut, că am avut o zi destul de obositoare, simt că trebuie să fac această deschidere pentru voi, dragii mei, în această seară. Pentru că vreau să-ți, probabil mulți dintre voi aveți nevoie de mesajele mele și o să vă ajute cu siguranță în luna care urmează pe mulți dintre voi să luați deciziile potrivite. Marea Preoteasă întoarsă spune așa. Mulți dintre voi, dragii mei, sunteți, n-aveți chef de nimeni și de nimic, sunteți lipsiți de vitalitate, sunteți obosiți, nu mai aveți încredere în nimeni, renunțați, cei care studiați încă, puteți fi cei tineri sau cei care aveați
anumite cursuri sau forme de perfecționare la actual job sau mai știu ce vă doreați voi să faceți, renunțați, rău faceți, pentru că nu credeți că vă ajută, sunteți plictisiți, nu mai aveți încredere în sistem, ca să zic așa, sau în oameni. Toate acestea de teama de a nu pierde banii pe care îi aveți în această lună octombrie, da? Rău faceți pentru că în timp veți pierde multe posibilități și oportunități pe care le puteți avea prin finalizarea acestor studii sau cursuri sau mă știu ce activități sau meșteșuguri de perfecționare doreați dumneavoastră să absolviți. Vă este teamă să nu pierdeți banii pe care îi aveți, stabilitatea financiară, da? Sunteți leneși, trebuie să faceți ceva, pentru că dacă nu ieșiți din starea asta morocănoasă, lasă-mă să te las, de neîncredere, de neimplicare, da? Veți pierde ori poziția de pe care ați obținut-o cu greu de conduce la un anumit loc de muncă, ori bani, ori locul de muncă în sine, ori și perspectivele frumoase pe care le aveați dezvoltare la actual job le veți pierde cu siguranță dacă nu ieșiți din starea asta, să zic, depresie în care vă aflați. Puteți să cereți sprijinul unei persoane, veți cere sfatul aici regiului de cupe, cu siguranță este o persoană paternă din viață, poate chiar tatăl dumneavoastră. E bine să cereți sfatul pentru că această persoană vă va ajuta dezinteresat și veți găsi soluții de a ieși din pasul sau blocajul în care sunteți acum, dragii mei. Nimic nu vă mai face fericiți, nu vedeți o cale de ieșire din situația în care sunteți. Sunteți irresponsabili, sunteți superficiali, sunteți pur și simplu nefericiți și negativiști în această lună octombrie, indiferent de domeniul în care întrebăm. Să vedem acum cum se leagă această interpretare de celelalte domenii principale ale vieții. 9 de bâte, deci pe partea asta avem bâte, v-am spus ce înseamnă bâtele și e bine să luați inițiativă, că de voi depinde. Spune așa că sunteți cuprinși de nesiguranță și incertitudinea locului de muncă sau a viitorului dumneavoastră într-o anumită companie, într-o anumită afacere, într-un anumit proiect, într-un anumit loc de muncă pe care, de care depindeți la ora actuală, dragii mei. Vedeți, nu mai aveți încredere în nimeni, sunteți nici măcar în voi, dragii mei, nu mai aveți încredere că puteți să rezolvați problemele cu care vă confruntați la actualul loc de muncă. Sunteți criticați, sunteți certați, sunteți puși la zid mulți dintre voi pentru că ați găsit cu siguranță voi sau nevoit anumite lucruri la locul de muncă și acum plătiți consecințele. Stați mereu în gardă, sunteți în loc să vă gândiți la dezvoltarea noastră profesională, umană, ca să zic așa, stați decât temători, nu mai aveți încredere în nimeni, vă izolați, vă închideți în ghilimele singuri în birou. Și rău faceți, dragii mei, pentru că lucrurile nu sunt chiar de negre pe care le vedeți dumneavoastră, dar sunt ceva probleme pe care tocmai voi le-ați cauzat. Aveți prieteni care vă trădează, aveți persoane care vor să vă fure poziția, aveți persoane care vă amenință stabilitatea la locul de muncă, sunteți chiar amenințați direct, mulți dintre voi veți fi forțați să vă dați demisia și să plecați în altă parte, tocmai datorită situației conflictoare în care vă aflați. Se întâmplă într-adevăr lucrurile acestea, trebuie doar să vă echilibrați, dragii mei, și să încercați să vă recunoașteți greșelile dacă voi ați greșit, să vă recuperați poziția dacă este în pericol, să luptați pentru ceea ce vă doriți, pentru că doi de bărți de bâte asta spune, sau mulți dintre voi pur și simplu scârbiți de ceea ce se întâmplă la actual loc de muncă, nemulțumiți poate de banii pe care îi primiți, poate mulți dintre voi nu primiți banii la timp, nu sunteți plătiți cum ați fost promiși și vi se dă mai multe sarcini decât puteți să rezolvați, sunteți chinuiți, ca să zic așa, obosiți și vreți cu totul altceva. Ei, aici vine aletul de bâtă și spune că v-ați cam săturat. Ieșiți un pic din starea asta de depresie și vă asigurați un backup, ca să zic așa, sau o sursă de venit, o rezervă în cazul în care lucrurile nu mai funcționează pentru voi. Fie
plecați la locul de muncă, da? Pentru că nu vă mai aduce satisfacție, pentru că v-ați săturat, pentru că vreți mai mult, pentru că considerați mult trebuie că puteți mai mult și plecați la un alt loc de muncă care voi credeți că este unul bun decât ce aveți la ora actuală. Dacă banii nu sunt suficienți, dacă nu câștigați cât vi s-a promis, dacă sunteți mințiți și păcăliți, la fel plecați și căutați ceva mai bun. Bine faceți pentru că aveți un cerc de cunoștințe destul de bine închegat, persoane care vă vor întinde o mână de ajutor dacă îl cereți, mai ales prin regele de cupe, da? Această persoană paternă din viața dumneavoastră poate fi un prieten sau un partener mai vechi sau un șef, vă va ajuta dacă aveți probleme la actualul loc de muncă să găsiți ceea ce este mai bine de făcut. Din punct de vedere financiar, vă este teamă să pierzi stabilitatea financiară și nu vă mai riscați, nu mai aruncați cu banii așa în stânga și dreapta, vreți ceva stabil, căutați stabilitate și încercați să echilibrați oarecum jobul cu veniturile, adică să câștigați suficient cât să puteți să puneți deoparte. Asta vă doriți în luna octombrie. Este o atitudine bună pe care o veți lua cu siguranță, pentru că nu o să puteți sta nesfârșit în situația de lene, de nepăsare și de superficialitate, pentru că ați văzut deja aveți probleme și dacă nu acționați, veți pierde tot ce ați câștigat din greu până acum, bani sau loc de muncă sau colaborator și partener de nădejde. Să trecem la partea sentimentală. Cavalerul de monede. Dragii mei, vouă vă place confortul, vă place luxul, vă plac banii, vă place siguranța unui cămin, ca să zic așa. Sunteți persoane care nu prea acționează, persoane care greu vă rupeți de ceva, chiar dacă sunteți nefericiți. Vom vorbi pentru de cei care sunt căsătoriți și stau într-o relație doar de conveniență, doar din interes material, doar că au construit împreună, doar că au cumpărat lucruri împreună sau că au copii împreună cu persoana respectivă. Și fiind sătul de lipsă, de iubire, de sexualitate pentru mulți dintre voi, de neafecțiune, veți căuta o aventură, mai ales bărbații din zodia RAC, să zic așa. Aventură pe care pentru mulți dintre voi, surprinzător, se va solda cu o dragoste adevărată. Nu aveți intenția asta, nu aveți intenția să vă îndrăgostiți, dar o veți face cu siguranță pentru că veți găsi în actuala partener tot ce nu aveți acasă, da? Deci este marea dumneavoastră iubire, este persoana care este menită să vă schimbe viața, chiar dacă nu este corect ce faceți, dragii mei, față de partenerul dumneavoastră, nu vă puteți abține și vă veți îndrăgosti iremediabil mulți dintre voi de persoana respectivă. Nu pot să vă spun ce se va întâmpla pe viitor cu această relație, spun doar că începe, nu știu dacă e de durată, nu știu dacă o să renunțați la ce aveți pentru ea, dar veți trăi în această lună octombrie fiorii dragostei pentru mulți dintre voi. Pentru cei singuri, cunosc în această lună cavalerul de monede este o persoană potentă financiar, dar o persoană monotonă și plictisitoare, care nu este atrăgătoare pentru voi, dragii mei. Vouă vă trebuie persoană pasională, persoană frumoasă, o persoană care să vă facă să vibrați, ca să zic așa. Ei, mulți dintre voi veți intra într-o relație doar din punct de vedere al interesului material, doar că acea persoană vă poate oferi o viață comodă, o viață de lux pentru mulți dintre voi, viața pe care vă doriți, cheltuie cu voi, vă plimbă și așa mai departe, dar nu veți găsi și împlinirea aceasta sufletească pentru cei singuri, doar materială. Sunt convinsă că mulți dintre voi, fiind voi era ce sunteți materialiști de felul vostru, vă aruncați în astfel de relație, crezând că cu timpul veți reuși să echilibrați cele două domenii. Nu va fi așa, pentru că omul respectiv nu este capabil să iubească așa cum vă doriți voi. Sunt sigură că multe persoane din zodia racului, mai ales cei tineri, vor intra într-o astfel de relație. Este o relație comodă, este o relație care va ajuta să evolueze pe plan profesional mulți dintre voi, alții pe plan financiar, alții pur și simplu aveți o relație stabilă cu o persoană stabilă care va duce liniștea zilei de mâine, ca să zic așa. Eu nu aș face această alegere pentru că unde nu este iubire, oricât de mult confort ar fi, lipsește acel ceva care o poate face fericiți.
partea asta de suflet, ca să zic așa, starea noastră de spirit, sănătate, avem regele de cupe. Regele de cupe este o persoană din viața dumneavoastră, figura paternă ca care vă vede ca pe un fiu sau o fiică, apelați în această lună la ea cu sfaturi. Pentru că, după cum ați văzut aici, vă aflați într-o situație destul de grea și nu știți cum să vă rezolvați problemele la locul de muncă sau în căsnicie sau mai știu eu ce, și apelați la sfatul acestei persoane. Este o persoană care vă iubește dezinteresat, o persoană care vă va ajuta în ceea ce vă doriți, vă dă sfaturi, dar nu vi le impune, pur și simplu se bucură că apelați la ea. Pentru mulți dintre voi este un preot, este un șef, este tatăl, o persoană oricum apropiată, mai în vârstă, cu experiență de viață, vă dă sfaturi, voi știți, dragii mei, dacă le urmați sau nu. Aceste sfaturi vin pentru mulți dintre voi, legate de cei care intră într-o aventură și îi macină, se duc la biserică, sunt măcinați, remușcați, pentru că nu vor să nească pe nimeni, dar pur și simplu nu se pot abține. Și ce sfatul dacă e bine sau nu ceea ce fac. Acum, eu știu ce sfat veți primi, sfaturile sunt bune în general, voi știți dacă le veți accepta sau nu. Sărat mea să salutați că este, cum am zis mai devreme, apatică pe partea asta, pentru cei care aveți probleme cu la locul de muncă, sunteți obosiți, sunteți epuizați, fizic, psihic, încercați să găsiți un echilibru, dar nu reușiți. Vă izolați de lume, vă închideți în voi, nu mai țineți cont decât de părerea dumneavoastră, ceea ce este un lucru foarte rău, pentru că părerea dumneavoastră nu este mereu cea bună, este de multe ori greșită și veți pierde anumite relații, anumite joburi, anumite relații de prietenie, familia se va îndepărta de voi, deci nu faceți bine cu atinerea pe care aveți cu siguranță în acest octombrie deloc. Treziți-vă, dați-vă un refresh, un restart. Lucrurile se pot rezolva doar dacă noi vrem să le rezolvăm, dragii mei. Așa este și pentru voi în această lună octombrie. Acestea sunt mesajele pe care le văd din cărțile de tarot. Haideți să extragem și câteva extra mesaje din cărțile normale de citit. Mesaje care ne ajută sau vibrații sau energii, ca să le zic așa, să întărim ceasul prin tarot sau extra mesaj, de ce nu, în luna octombrie. Pe partea asta financiară, profesional, cineva obsedat de tine, câștiguri, certuri. Oarecum întăresc ceea ce am spus mai devreme, pentru mulți dintre voi la locul de muncă, cineva și-a făcut o pasiune pentru voi. Eu v-am avertizat pentru cei care începeți o relație la locul de muncă cu o anumită persoană că nu vă aduce nimic bun, da? E, acum plătiți, să zic așa, karma sau polițele relației care nu s-a cuvenit. Persoana își dă arama pe față, obsesia e față dumneavoastră v-a făcut să pierdeți colaboratori, să pierdeți poate poziția de conducere pe care o aveați, să vi se forceze mâna să plecați la actualul lor de muncă, să plecați mai departe. Deci numai lucru bun, negativ v-a adus această relație. Ați avut o fel de discuții, de certuri, dragii mei, și trebuie să, și cu siguranță, veți pleca de la actual loc de muncă mulți dintre voi, mai ales datorită acestei relații extraconjugale nepotrivite. Se văd ceva câștiguri pentru cei care, dar nu foarte mari, da, caută lucruri mai bune, câștigă poate mai bine dacă pleacă, dar sunt câștiguri mărite, câștiguri măritate, nimic extra în această lună octombrie. Să vedem pentru ceilalți pe partea sentimentală ce extra mesaje avem din cărțile normale de citit. Economii, dar de bani, brunetă cu ochii închisă la culoare. Cum am spus, dragii mei, mulți dintre voi veți intra sau rămâneți într-o relație doar din punct de vedere material, da? Pentru că primiți atenție, pentru că primiți bani, pentru că primiți un confort, un lux, veți rămâne cu persoana actuală. Veți face și economii, pentru că știți că relația nu va dura la nesfârșit. Încercați să împăcați și capra și vara, să puneți ceva deoparte pentru zilele negre ce vor urma în urma despărțirii.
Mulți veți intra în relație de interes și e singur, cum am spus, pentru că vă place luxul, pentru că vă plac banii și asta vă doriți, dragii mei, în această nocturnă, mai mult decât orice. Cum am ieșit și aici prin marea prioritate să întoarcă, teama de a vă pierde banii sau stabilitatea financiară vă va determina pe mulți dintre voi să luați decizii proaste. Că lucrurile nu vor ține la nesfârșit, iar cu ce preț plătiți, dragii mei, acest confort? Cu prețul de fericire dumneavoastră, al singurătății mai târziu sau al lipsei de iubire pentru mulți dintre voi. Acestea sunt mesajele pe care le văd. Sper că am fost destul de clară. Încerc să îmi exprim cât mai clar ideile și mesajele pe care le văd. Eu sunt convinsă că mulți dintre voi înțelegeți ce vreau să spun. Luați fix exact acele mesaje care vi se potrivesc, că nu toți trăim aceeași viață. Tarotul sfătuiește, spune că va fi energia lunii de noi, depinde dacă ne schimbăm sau nu viața. Curaj, dragii mei, treceți această perioadă. Puteți, oricând ați mai renăscut, ca să zic așa, aveți capacitatea de a vă reveni când cădeți și cu siguranță lucrurile în viitor vor fi mai bune pentru voi dacă luați deciziile bune în această lună octombrie.